Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am găsit! Trebuie să încep prin a vă povesti prima discuție cu Doru, care de fapt a avut loc prin e-mail. M-a întrebat într-un mod frumos dacă vreau să vorbesc despre revizuirea Constituției și am zis ok, e un subiect bun. Apoi am văzut ce se organizează și am văzut faptul că astăzi trebuie să spunem povești puternice prin dans, prin muzică, prin discurs. Acum, eu sunt un om care se întoarce întotdeauna către zona clasică, în special către greci. Iar eu știu că grecii antici spuneau, domne, sunt ceea ce sunt. Ori ceea ce sunt, să fiu sincer, sunt un tânăr constituționalist bătrân. În sensul în care nu poți să fii tânăr constituționalist și atât. Constituționalistul are și el un spirit bătrân și ușor conservator care îl face să înțeleagă, sau care ar trebui să-l facă să înțeleagă spiritul Constituției și mai ales ce este constituționalismul. Și atunci, pentru că suntem ceea ce suntem și mi-am asumat această poziție prin care astăzi vă vorbesc dumneavoastră, din perspectiva unui tânăr constituționalist bătrân, aș vrea să vă spun, spre surprinderea lui Doru acum, care nu știe, de ce nu trebuie revizuită Constituția, oricând și oricum. Vedeți, dumneavoastră, actorii politici tind să-și legitimeze acțiunea imediată politică prin faptul că sunt susținuți de o majoritate a votanților sau, când nu au această majoritate a votanților, își legitimează acțiunea politică prin faptul că majoritatea este împotriva oponenților politici. Și ca atare, când fac acest lucru, proiectează un set de valori proprii, valori politice proprii, și le stipulează și le urmăresc în acțiunea politică. Și când fac acest lucru, actorii noștri politici nu se opresc aici. Adică nu se opresc la a-și promova valorile prin guvernare. Mai fac un pas care este surprinzător pentru un constituționalist. Nu este surprinzător pentru un politician. Care este pasul pe care îl fac ei? Pasul de a trece din politica normală, ordinară, cum se numește, în politica constituțională. Nu este suficient doar să avem legitimitatea unei majorități care ne votează sau care ne susține. Este nevoie să ne supralegitimăm, introducând valorile noastre proprii politice în valorile fundamentale ale Constituției. Și ca atare apare discursul necesității revizuirii Constituției. De ce? Nu știu dacă v-ați uitat dumneavoastră, dar în ultimii 10 ani nu a existat niciun an în care să nu existe un proces de revizuire a Constituției deschis. Fie că s-a pornit de la un vot majoritar pentru o majoritate politică, vezi cazul USL, fie că am avut inițiative de revizuire a Constituției pornite de la nivelul cetățenilor, și știm bine că sunt două astfel de inițiative, fie că am avut referendumuri consultative organizate cu scopuri electorale, dar care au atins chestiuni fundamentale constituționale, tot ce s-a încercat în acești ultimi ani a fost, practic, chestiunea trecerii din politica normală în politica constituțională. Mai pe românește, vrem să ne supralegitimăm dincolo de susținerea populară. Nu este suficient să avem susținerea populară și să guvernăm. Trebuie să schimbăm și Constituția. În continuare mă întreb de ce. Acum, întrebându-mă de ce, am căutat în trecut. Și am observat că în ultimii 30 de ani există, practic, o contradicție între logici. Conflictul dintre logici, pentru a folosi așa un termen mai interesant.
Logica originară a Constituției noastre este o logică care a pus în primul și în primul rând eliminarea posibilității concentrării puterii. Nu s-a mai dorit după 90 ca puterea să fie deținută în mod unic într-un singur punct. Și ca atare s-a construit un sistem constituțional care să permită divizarea puterii. Logica politică postcomunistă nu a urmat logica constituțională originară. Din contră, întotdeauna actorii politici, odată legitimați printr-un suport popular, au urmărit să reconcentreze puterea, să reconfigureze centralitatea puterii, care era un element specific totalitarismului prin care am trecut. Acest lucru, din punctul meu de vedere, este o cauză care determină necesitatea revizuirii Constituției. V-ați întrebat vreodată, dar dacă Constituția este mai inteligentă decât cei care o interpretează și cei care o aplică? Dacă cumva Constituția care limitează, Constituția care constrânge, este cauza frustrării politicului și ca atare, în loc să o respecte, doresc să o modifice? Pentru că în momentul în care ajungem la această întrebare, ne dăm seama și de faptul că principala, fundamentala cauză a modului în care gândim noi politica constituțională este generată de o mare confuzie. Confuzia vizează raportul dintre drept și politică, în sensul în care atunci când dreptul rămâne un instrument al puterii, ca în orice sistem totalitar, niciodată nu poți să ajungi la profunda idee că dreptul, ca ordine legală, este distinctă de ordinea politică, organizând-o și limitând-o în același timp. Întrucât cred că timpul expiră, să știți că am și eu o poveste, adică n-am venit chiar fără poveste. Numai că povestea nu mi-aparține. Povestea este de milenii și povestea este una care poate vă dă o idee despre ce înseamnă cu adevărat constituționalismul într-un stat democratic. Ulise, eroul din Odiseea lui Homer, pleacă spre casă și la un moment dat, avertizat de Circe, pentru că trece pe lângă insula Sirenelor, face următorul lucru. Astupă urechile camarazilor săi cu ceară, iar el este legat de catarg. Practic cere să fie legat de catarg. Constituționalismul este exact Ulise legat de catarg prin propria sa voință. Și ca atare, vă las cu o idee sau cu o întrebare, idee. De ce vrem noi să eliberăm politicul prin modificarea Constituției oricând și oricum, în loc să asigurăm constrângerea lui așa cum este într-o societate democratică autentică? Mulțumesc!